Bine v-am găsit, vă spunem din Iași, avem bucuria și plăcerea să-l avem alături de noi pentru această emisiune de fratele prezbiter Bogdan Chițescu, prezbiter în Biserica Filocalia, și după Evanghelie din Iași. Mulțumesc că ați acceptat Mulțumesc să fiți de noi. Mulțumesc invitația uh, dumneavoastră. Uh, la început, uh, uh, indiferent de zona și, și uh, filiera creștină, cum v-ați întors la Domnul? Uh, cum uh, ați intrat în... O să încep cu frază care la noi deja e consacrată. Toți cei care vin să primească botezul, când noi în biserică avem obiceiul ca cei care primesc botezul, înainte de a primi botezul, în duminicile premărgătoare, să-și depună mărturia personală. Și toți încep așa. Eu am crescut într-o familie creștină. Așa am fost și eu. Eu am crescut într-o familie creștină. Părinții mei au fost creștini, au fost ortodoxi, dar în, probabil că în anii 30 bunicii, bunicii s-au pocăit. Și atunci și, și părinții s-au au, -au pocăit și ei, au primit și ei credința și am trăit într-o familie creștină după Evanghelie, de la început, aici în Iași. Ca orice tânăr mergeam la adunare, să numim biserica adunare, că așa mergeam la adunare cu copiii, am mers la școala duminicală, la adolescenți, la tineri, am început cu tinerii, am început să cânt la cor, acum 50 de ani s-a construit în Iași, a fost înainte de Revoluție, o singură adunare creștină după Evanghelie, care acum este pe Nicolina, o adunare care la momentul Revoluției era în jur de 6-700 de membri maturi și, și foarte mulți copii, peste mie, depășeam 1000-1200 era în deală, în mare, în biserică. Mergeam la adunare, împreună cu ceilalți copii, am început să cânt la cor de la vârsta de 15 ani și bineînțeles că învățam lucrurile, știam foarte multe, citeam Biblia, dar în același timp presiunea care se pune, știți, în societate, copiii, noi eram deja ca să te categorisiți, știți, pocăiți. Dar noi eram cu ceilalți, doream să fim, nu prea ne plăcea diferența. Nu prea ne plăcea când strigau ceilalți pe noi. Dar voi sunteți așa, voi n-aveți scutare, știți. Și a venit o vreme de cercetare, cred că aveam 17-18 ani, și au fost în vizită la noi, cântam la cor, deci mesaje erau, inima mea era, era într-o căutare, dar în același timp fireaș cerea drepturile ei. Și a venit fratele Liviu Olah, mi-aduc aminte și acum. 17 februarie 1978, a avut o predică și am cântat cor, am cântat cântarea O suflete, trezește-te, de ce ai greșit ca ești te Și atunci a fost așa ca o izbucnire, cred că am fost în jur de 30 de tineri, de adolescenți și tineri, care ne-am predat, l-am primit pe Domnul în inima noastră și apoi a început lupta de fapt, lupta de pace începe mai puternic. Vedeți? Ce început lupta? Terminat liceul, am plecat în armată și, bineînțeles, în armată eram în, când am fost încorporat. Am fost încorporat datorită uh, staturii mele și așa, am fost încorporat pentru trupele de securitate. Și <laughs> eram în, uh, la centru militar acolo și a venit un colonel și a început să întrebe pe rânduri cine dintre voi este sectant. Și eu stăteam și mă uitam și zic dacă o să ajungă la mine să întrebe n-am să răspund că eu nu sunt sectant. Nu? Eram dintr-un cult recunoscut când a ajuns în dreptul rândului meu a zis cine dintre voi este pocăit. Și atunci am ridicat mâna și am zis o, oh, dar ce fel de pocăit? Am explicat în fine, m-au luat, m-au amânat și ca să nu facă multe documente m-au dat la pompier de la securitate. Și da, am mers cu faptul că sunt pocăit peste tot când mă duceam, prima întrebare asta era, tu ești pocăit? Faci asta, nu faci asta, tragi cu arma? Da, am zis, noi respectăm legea, apărăm și așa a trecut și stagiu militar. M am întors acasă, în 1982 m-am căsătorit, între copii, am fost student pentru un an de zile, dar în 83 am la facultatea de textile. Lucram la un combinat de fibre sintetice aici și am fost student un an de zile, dar în 83 m-am bolnavit de un cancer și a trebuit să întrerup. Când am plecat de la spital, medicul care m-a tratat, nu era o doctoriță, mi-a spus, tinere, domn, dumneata, pentru că n-ai fost foarte atacat o organismul foarte epuizat, așa de tutun, de cu alcool, probabil că boala va reveni cam... Cartea spune 5 ani, dar noi spunem 10 ani. Și am spus, doamna doctor, cel care dă zile e Dumnezeu. Noi le luăm și le și mulțumim pentru ei. Și au trecut 40 și... Și boala n-a Unul de ani. Și boala nu a revenit. Sunt de o seamă, pot să spun, din punctul ăsta de vedere, cu fica mea care s-a născut atunci când m-am dus acasă. Atunci au început și uh, au venit navigatorii. Cunoașteți mișcarea Navigator, navigatorii, da. B.I.U. Am început cursurile cu B.I.U., cu Cenincia în Școala Lui Hristos. Uh, bineînțeles, uh, era în perioada aceea în care le făceam pe ascuns, totul era, veneau cei care veneau, profesorii care veneau pe ascuns, stăteau în familie, în casă la mine, în casă la părinți, aici în la, la frații mei sau la alte familii pe care se putea conta. În același timp, deci eram implicat și în biserica de pe Nicolina, eram cu tinere, cu corul, cu transportul de literatură. Pe vremea aceea primeam și pentru că unele locuri fusese desconspirate, podul tatălui meu devenise un mic depozit și transportam manuale pentru bii, Um, Biblii în anii 87 am ajuns chiar pe la Bistrița, la, aveam niște în la Biserica Pentecostală, la Maieru. Am făcut acolo un grup de 27, cum îi spuneam noi, așa pe scurt. Și cu o literatură, cu... Ați pomenit ceva legat de botez. Și povesteam de de să detaliați da. puțin parte de botez. Unii spun, am luat botezul, unii spun, am primit botezul. Bun, da. e corect și dumneavoastră, cum ați făcut? Eu, ați primit că, eu, eu cred că este corect. Eu am primit botezul. Adică am fost botezat. Nu l-am luat noi. Noi doar mărturisim. Știți, există o formulă acum consacrată, legământ în apa botezului. Legământul îl facem când îl primim pe Hristos. În apa botezului mărturisim despre legământul acela. Și noi am primit botezul prin mărturisirea publică a ceea ce s-a întâmplat în viața noastră. Da? Botezul este imaginea, ca să spunem așa, vizibilă a ceea ce s-a întâmplat invizibil în noi. Și am primit botezul, nu l-am luat noi cu mâinile, ne-am dus să... Da. Am mărturisit lucrul acesta în 1979. Am, am primit botezul în 1979. Și așa cum spuneam și după ce am primit pe Domnul, lupta a început. Adică înțeleg într-un fel luptele celor, a tinerilor din ziua de astăzi. Și dacă atunci, în vremurile acelea, presiunea era, ca să spunem, mai scăzută la noi, acum în era aceasta tehnologiei și în tot ce se întâmplă în lume, înțeleg presiunea care se uh, exercită asupra lor. Noi am avut anul ăsta câțiva tineri de 15 ani, care au venit și au cerut să fie botezați. Și au mărturisit și unii chiar cu mărturie așa... Și chiar cei care s-au ocupat, i-au mentorat, ne-au spus, domnule, se vede schimbare. Noi avem aici școala, știți, aici în Codul Bisericii, este școlegiul Richard Wurbrand, care este o școală creștină cu, cred că peste 90% dintre profesori sunt creștini, sunt și câțiva ortodoxi, nu este confesională, dar este creștină și declară lucrul acesta. Și ei au și o, în ramură, o altă școală care e pe sistemul englezesc, Seven Hill se cheamă, deci unde la sărbători, se vorbește despre nu se vorbește despre Crăciun și despre Moș Crăciun se vorbește despre Domnul, pe nașterea Domnului, despre învierea Domnului în ziua recunoștinței sau se face și sunt copii care au venit și au bucăit chiar dintre, din mediul ortodox pentru că majoritatea acum sunt din mediul ortodox școala este privată și da, și înțeleg presiunea, pentru că după ce mărturisești public presiunea crește pe fiecare credincios. Mulți spun că lucrurile se devin ușoare, se rezolvă, e o ușurare, s-a terminat. No. Eu le spun la toți. Chiar acum câțiva ani vor, am predicat la noi la un botez și a fost o doamnă care a venit din mediul ortodox și i-am spus să nu credeți că s-au terminat problemele. Acum de bea începe. Lupta adevărată puternică începe acum. Pentru că ați declarat public că nu mai sunteți de partea celui rău. Și atunci atacurile de bea cum urmează. Am așa o întrebare pentru, și mă fac da. vocea multora care încearcă să înțeleagă ce, cum este creștinul după Evanghelie. Și întrebarea una zice, de ce după Evanghelie, de ce nu după Biblie, de ce nu după, după Scriptură? Cam același lucru este. A, au fost și denumiri după Scriptură, numai că creștini după Scriptură care au avut mișcarea... Când creștinii după Evanghelie au luat ființă în România în 1899, prin misionarea unor frați din adunările frățești din Germania, din Elveția, Germania și din Anglia. Deci pe, pe mișcarea asta, mișcarea fraților, când au luat ființă, tot atunci au început și a luat ființă și biserica lui Tudor Popescu. Ei s-au numit creștini după Scriptură, ai noștri au zis după Evanghelie. Adică în conformitate, mai bine zis, cu Evanghelia. Într-adevăr că termenul este după Evanghelie. Adică cum stați după Evanghelie? Nu. Mergem după Evanghelie. Și a fost și denumirea de creștin după scriptură. O perioadă am fost împreună cu, cu când guvernul comunist a făcut arondarea, și, adică ei au silit să, să se unească cu noi. Deci, de prin 46, când ei au fost recunoscuți, și au fost uniți cu noi până, cred că până în 90. Creștinii după Evanghelie mărturisesc preoția tuturor credincioșilor. Ca parte, parte identitară de bază. Da, da. Mărturisesc o închinare în zmerenie, în, nu încercăm să, să facem lucrurile pompos și spectaculos, dar în primul rând acesta, fiecare credincios este un preot, începând din casa lui și peste tot unde merge. Înțelegând foarte bine sensul că preot este și acela de, de a-i aduce, aduce pe ceilalți în prezența lui Dumnezeu. În felul în care trăiești, în felul în care mărturisești. Vorbiți despre starea preoției, pentru că știu că e o preocupare, noi umblăm, circulăm ca lucrare de media și multora nu devine, nu prea vor să intre această chemare de preoție universal. Da, de că suntem mântuiți, suntem rob fi de Dumnezeu, dar suntem chiar preoți, suntem chiar rături de Dumnezeu, suntem chiar comoștenitori, e prea mult. Am asumit, fie, dar fiecare creștin este preot, nu numai prezbiterul sau pastorul sau preotul. Da. Problema cred că, de fapt, oamenii nu vor să-și asume responsabilitatea, știți, de a-L reprezenta pe Dumnezeu înaintea oamenilor, știți? De fapt, noi suntem în chipul lui Hristos în fața noastră, nu? Hristos ia chip în noi și noi ar trebui să-L reprezentăm înaintea oamenilor. Și nu vor. Știți când poporul evreu stătea în, în jurul muntelui și muntele tuna și fulgerea și îi spune îi spune lui Moise, mai bine vorbește tu. Omul nu vrea să fie un om, parcă atunci când îți vorbește un om, parcă ai mai putea să mai ai ceva de zis. Dar când știi că, ceva, că Dumnezeu este acolo, este prezent și responsabilitatea crește. Nu mai este același lucru. Nu te poți juca una din valorile de bază ale creștinilor după Evanghelie este faptul de o preoție universală a credincioșilor. Da. Că o să mai încercăm să mai identificăm, cât ne timp, timpul, și alte valori uh, importante ale mișcării creștinilor după Evanghelie. Pentru că foarte mulți, unii mișcitești Biblia, Scriptura, da. Evanghelia, cum îi ziceți, alții nu își asumă această identitate, doar identitate că sunt mântuiți și atât. de mai departe. Mai vorbiți puțin, da? deci și altă valoare este, s-a mai amplificat puțin ideea de preoție universală, și altă valoare este specifică creștinilor după Evanghelie. Pentru cei care poate nu știu de unde să vă ia. Și de ce nu sunteți împreună la spomnit pe Eliviu ăla? ăla? a, fost, a avut de esență baptistă. El a, a fost de esență baptistă, sigur. Și cum de a venit să vă predice să Zic că unii a fost azi... invitat. Știți cum e? Atunci când un om poate să hrănească, de obicei... Chid... Din Evanghelie, da? Din da, Evanghelie, obicei. bineînțeles. Despre asta vorbim. De obicei sunt invitați. Oamenii sunt și atunci era o foame mare, știți. Și nu era. Chiar dacă era de esență baptistă, noi n-am avut o problemă în a discuta pe lucrurile care ne diferențează și care țin mai mult de practică, știți, nu de doctrină de bază, știți? Că până la urmă, cine de. de la ei esența este botezul. Și noi eram vorba de faptul că doar noi nu avem pastori, avem prezbiteri, avem diacomi, o... sfatul de frați, ca să spunem așa, și conducerea, înțelegeți, mai mulți la conducere, nu unul singur. Asta este problema, un sfat de frați. Mai adăugați puțin acest lucru. Mulți știu, și dau seama că, domnule, la pe Evanghelie nu este pastor. Deciziile nu le ia unul singur, știți? În... Ce, ce, e bun, ce e rău, ce e sensibil în treaba asta. ca să fiți așa analitic pentru cei care ne urmăresc și au această întrebare. Cred că este nevoie de acel uh, primul dintre egal, ca să spunem, câteodată. Adică cineva, un om mai matur, care la un moment dat, când discuțiile pot să se ducă și să nu se fie, să ajungă la o înțelegere, dacă putem spune. Deși noi, de exemplu, am luat decizia să, ca în orice decizie, așa a fost de la începutul bisericii locale, primii prezbiteri din care au fost, între care și fratele Mihai, au luat decizia ca tot ce vor face să fie în unanimitate. Dacă nu reușim să luăm o decizie, ne mai întâlnim până. Ne mai rugăm, până mai ne convingem, bineînțeles, ne, ne rugăm, ne vedem unde. Știți, noi am, vorbeam cu cineva și eu zis, eram la un moment dat șase prezbiteri la Filocalea. Și eu zis, de ce sunteți șase? De ce nu sunteți șapte? Zic, pentru că vrem să avem tăria ca atunci când suntem trei la trei să spunem totuși ce ce ziceți voi mai bine. Am putea să. E foarte greu pentru cineva să accepte că celălalt gândește mai bine decât el, poate în momentul acela, pentru un anumit lucru, știți? Și asta este un lucru, cred că, bun atunci când e sfatul celor mulți, știți? Când mai mulți spun, sunt și pot să-și dea cu o părere. Bineînțeles, aici nu trebuie exagerat, că uh, se merge și în partea asta în care uh, foarte mulți sfetnici, nu se ajunge la nicio soluție și dacă este cineva care uh, știe cum să puncteze ultimele lucruri, știți, le ajunge cu comunism aveam această temere. Dacă vezi să nu se rezolvă o problemă, o dai la un comitet sau... O dai un la un comitet, așa și este. Atunci așa. nu se rezolvă Era așa. o definiție, dar nu e locul de spus Asta. pentru comitetul de... da, este adevărat. Este adevărat. În același timp, atunci când este un singur om care hotărăște, există pericolul ca... Știți cum e? Puterea absolută poate să ducă la corupere absolută, știți? Și atunci există pericol. Pe când aici sunt mai mulți oameni care Va fi unul care va gândi limpede, va fi. nu vor lăsa lucrurile să se ducă în, într-o direcție greșită. Deci, asta e, cred, că este un mare avantaj. Răzionă și, din în același timp, biserică. creează încredere în rândul credincioșilor. Știți? Atunci când mai mulți oameni care sunt recunoscuți de Biserică pentru lucrarea lor, pentru implicarea lor, pentru viața pe care o trăiesc, pentru felul în care trăiesc, știți, și sunt recunoscuți, și Biserica vede că trei, patru oameni sunt pe aceeași lungime de unde sporește încrederea, știți? Pentru că sunt momente sensibile. Sunt momente când trebuie să disciplinezi pe cineva care este o persoană bine văzută, să spunem așa. Și zici, vai, dar ce aveți cu el? Ce ai Dar când se vede că există unitate între patru, cinci ani. din punctul acesta de vedere, când se vede că lucrurile sunt judecate cum trebuie și nu sunt lăsate la voia întâmplării atunci, pe când atunci când ia un om decizie, pentru că până la urmă ce se întâmplă? Când este un păstor el totuși să în fața comitetului de prezbiteri. Ia o decizie și se întâmplă și alte lucruri. Vis-a-vis de închinarea, ca una din valorile bisericii, cum vedeți așa, timpul ca una din lideri, ca prezbiteri acestei biserici, locul închinării în viața unei adunări? În mijlocul vieții bisericii trebuie să fie, în primul rând, masa Domnului, Domnul Iisus Hristos. Deci centralitatea este masa Domnului. Iar tot ceea ce facem noi, vedeți, astăzi, așa de mult, S-a a crescut valoarea închinării, încât au apărut grupurile de închinare, grupurile care conduc închinarea. Trupe. Atâtea grupe încât oamenii nu mai au timp să se roage. Deci, am văzut adunări, mă uit așa pe internet, în care se roagă Păstorul în față, da? Adunarea nu se roagă. Se roagă Păstorul, cântă grupul de închinare și s-a terminat. Noi credem că tot ceea ce facem atunci când ne întâlnim, împreună, în părtășie, duminica sau joia, este închinare, de fapt. Cred că este greșit să spunem că numai ora în care ne rugăm este de închinare. De fapt, totul este închinare. Și predica, și masa Domnului, totul este, face parte din închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Nu ca punct din program, ci ca atitudine. Nu ca punct din program, ci ca, ca cum să spun, nu atitudine numai decât, ci ca mod de viață. În ce fel ne raportăm noi la Dumnezeu? Ca da. așa, ca program, e o oră de închinare, ora de închinare, spunem ora de închinare, știți? Și se roagă 2-3, aceeași câteodată. Nu, nu, noi am vrea să fim împreună cu toții, să ne închinăm, să ne închinăm și cu darurile noastre. Știți? Unii zice, o, oh, iar le facem. Da, e, e și aceea o închinare. Cu partea care e cea mai dureroasă pentru oameni, nu? Da, n-a să e un fel de a spune unii zic. E <laughs> parte, una parte sensibilă pentru foarte Sensibilă, da. Uh, mai vorbiți de altă valoare legată de nevoia de echipare permanentă. să mulți, spun, știu, am cunoscut, am făcut un curs BI, am uh, citit la cursul de cateheză acum 30 de ani, știu totul și uh, mă um, duc pe în rai. Uh, cred că trebuie să separăm un pic uh, partea de pregătire cu partea de ceea ce știu cu partea de ceea ce trăiesc, știți? Adică să separăm în ce sens? Nu faptul că știu foarte multe, că am făcut cursuri sau că am făcut facultăți și am, nu știu, mă duce în rai. Mă duce în rai dacă trăiesc ceea ce, ceea ce am învățat. Nevoia de echipare este permanent. Nevoia de creștere, nevoia de, de, studiu biblic. Bine, fiecare și biserica are nevoie. De, nevoia de învățătură. Deci este o nevoie. Oamenii sunt flămânzi. Să mai afle. Oamenii au nelămuriri. În același timp, nevoia de echipare a tinerilor, nevoia de echipare a celor care vor deveni lucrători, există și trebuie. Noi avem destul de mulți. Acum vedeți că e foarte mulți în, în rândul creștinilor evanghelici. Avem mulți doctori, mulți oameni foarte pregătiți acum. Foarte mulți, foarte mulți pregătiți. Facultăți, institute teologice masterate și doctorate, care e foarte bun, numai că nu trebuie să pierdem esența că tot ceea ce învățăm acolo trebuie să aducem aici și trebuie să trăim. Am așa o văd. care au bun de obicei în zona aceasta, echipare pentru creștere spirituală, maturizare sau pentru echipare pentru slujire? Cum le îmbina cele două dimensiuni? Eu cred că cei care se care sunt preocupați de echiparea pentru maturizare, adică care cresc și asta și încep să înțeleagă să înțeleagă relația cu Dumnezeu într-adevăr, sunt, în același timp se echipează și pentru slujire. Problema este dacă se, dacă se, regăsesc undeva în slujire sau dacă doresc. sunt unii care, așa cum spuneați, gata, sunt pocăit, m-am pocăit, sunt mântuit, merg în rai, vin la adunare, contribui și eu, nu mă deranjează în toate felurile, și sunt -mi prezent, mi-am făcut, nu, nu. Cred că trebuie să fim preocupați de mărturia noastră, de felul în care uh, suntem înaintea oamenilor. Trebuie să fim preocupați de. Vorbeam un, acum un timp, la eram undeva la o biserică la țară, și am spus, ar trebui să fiți preocupați la părinți de, de unde vor copiii voștri să meargă, de ce meserii vor să-și aleagă, știți? Oamenii nu se mai, frații, nu se mai gândesc la lucrul ăsta, că sunt meserii care nu sunt compatibile cu viața, de creștin. În meserii care sunt bune, sunt frumoase, îți pot aduce faimă și bani mulți, dar te pot duce și în direcții nedorite. Și unii sunt mulțumiți doar că copiilor acced undeva, învață bine sau... Gândiți-vă, învățați-i! Tot legat de această problemă a educației, aici oarecum protejați, oblăduiți, nici exact, relație, o oblăduiți, nu știu exact ce relație oficială există cu liceul Richard Wumbrand, Richard da. Cum vedeți asta? La întâmplare? Cum? Nu, n-a fost la întâmplare. Cum câteva ori cei care au, află acum că practic e în aceeași clădire și această formă de, de educație a uh, Planurile azi. pentru clădirea asta au fost, de fapt, au fost, că, împreună cu biserica, au fost și o fundație care se chema Centrul de Întâlniri și Studii Creștine Filocale. A fost un moment în care lucrurile puțin s-au uh, oprit, și am avut pe cineva în rândul nostru care era profesor, profesoară, o doamnă, profesoară, o soră de noastră, care avea pe inimă înființarea unei școli. Și ea a decis să înființeze școala, școală. început să. Colegii Gerviul Vulbant au înființat școala cu. Două clase, o clasă de clasa 1 și o clasă de clasa 5. -a. Am închiriat undeva în. Noi eram în construcție atunci, la o școală generală, cum era în 95-96. Erau multe școli generale care își pierduse elevii, au scăzut numărul de elevi și aveau locuri, au închiriat clase. Apoi ne-am mutat la un liceu, s-a mutat la un liceu. Eu am fost implicat în școală, cel puțin din punct de vedere administrativ. La un moment dat am fost în bordul de conducere cu ei și noi construiam aici și am zis ce ar fi să ne nu mai centru, fundația nu mai avea acum, își pierduse puțin din gândurile de la început, dacă putem spune, știți? Sunt ce-ar fi să aducem școala aici și să facem clădirea să fie eficientă? Clădirea bisericii locale care era, vedeți, deci practic acum biserica are amfiteatru și mai avem trei sau patru săli mai mici. În rest totul este ocupat de școală și chiar și anfiteatru. Școala îl folosește mai mult decât îl folosim noi și biserică. Și am zis, ok. Ar fi bine să fie, pentru că, una, nouă ne deschide drumul spre inima oamenilor. Știți? La început, în școală, majoritatea copiilor erau din familiile evanghelice, din, din familiile evanghelice, da? de creștini evanghelici. Numai că, pe măsură ce școala a crescut și a început să-și caute un renume, tot mai mulți ortodoxi au venit și au dus copii aici la școală. De ce? Pentru atmosfera de aici pentru calitatea învățământului, pentru protecție. Deci a fost o perioadă în Iași în care liceele care erau cu tradiție aveau o problemă cu drogurile. Mare. Și părinți care au dus copiii aici, Mă a cineva, a dus copilul aici, nu i-a plăcut că era puțină restricție și a zis, mamă, mă duc înapoi acolo, du-mă la alt liceu. Și l-a dus la liceu și în, în prima zi a luat, a luat bătaie de la, și de la niște huligani de acolo din liceu și de la poliție. Că l-au găsit singur și a zis, ce faci, te droghezi aici în sală? Era foarte mare forfotă cu droguri. Și a zis, mamă, du-mă înapoi la vorbă, pentru că e mai bine acolo. Zis, adică, părinții au văzut aici, chiar dacă la unii nu le-au convenit foarte mult că apucă aici. Dar au văzut calitatea învățământului, calitatea profesorilor? Raportarea profesorilor la elevi s-au a schimbat, s schimbat lucrurile, știți? Nu în toate școlile, nu în toți profesorii uh, se comportă într-un fel, într fel onorabil, dacă putem spune. Și liceul a adus un, uh, un alt suflu în rândul învățământului. Acum sunt aici peste 600, în jur de 600 de elevi. Școala are de la clasa 0 la clasa 12. -a. Anul s am avut și doi elevi care au luat media 10, unul la evaluare națională la clasa 8 -a și unul la bacaloriat. Deci au fost în fiecare an, într-un singur an, au fost un singur elev care nu au luat bacaloriat. un rest, întotdeauna s-au luat Și a fost un beneficiu pentru noi ca biserică, ca să spunem așa, și pentru școală, în primul rând, pentru că a fost, așa cum ați spus, protejată uh, de toate, când erau probleme și chiar financiare, au putut fi ajutați. Am susținut alături. După aceea ei s-au dezvoltat. Acum stau mai bine ca -a. da. Ați spus și legat de liceu și înainte de nevoia de echipare, de creștere, de maturizare spirituală și de găsire și a chemării, dar în multe medii evanghelice, nu, nu da. da. Acolo, se spune învățătura prea multă strică. Noi, cu simt mai puțin văzut de mai bine. Ce le spuneți acestor nu, cred, cred, că acum au mai scăzut numărul celor care spun așa că învățătura prea multă scrică, știți? E adevărat că au o, o generație în care au mers pe principiu citesc Biblia și mi-ajunge nu trebuie să fie oameni în acolo, Domnul Iisus a fost înconjurat de niște ucenici, oameni simpli, nu avem nevoie, dar noi suntem conștienți de faptul că este nevoie de ceva mai înalt, de învățătură. Este nevoie ca Biblia să fie explicată cum trebuie și este nevoie ca oamenii să... De exemplu, noi când am început biserica, am avut foarte mulți studenți și profesori care au venit pentru că am încercat să fim relevanți, în special pentru spre mediul mai academic, știți? Mulți. Le-au plăcut și faptul că biserica filocale a fost înființată pe sistemul grupurilor de BI, știți? Toți cei care au fost, erau, au fost implicați în grupuri și s-a început și cu grupuri, știți? Și oamenii au fost atrași de relația aceasta mai apropiată, știți? De aceea acolo a fost nevoie și de oameni, că nu oricine poate să stea de vorbă cu un profesor și să-i explice pe înțelesul lui, pentru că are întrebări mai multe și s-ar putea să pună întrebare. De aceea cred că este nevoie ca să avem întotdeauna oameni pregătiți pentru orice nivel. Și nu numai, pentru, numai din punct de vedere al nivelului academic, ci pentru noi, ca să putem răspunde oricând, să putem sta în fața oamenilor, să putem să, să vestim cuvântul așa cum trebuie. Nu cred că e o, un slogan bun că învățătură prea multă strică. Nu, învățătura nu strică niciodată. Acum okay. vreau, în partea asta finală a emisiunii, să mă întreb mai mult despre creștinii pe Evanghelie, ținând cont că faceți parte dintr-o structură zonală a creștinilor după Evanghelie. Da. Nu știu, ceva e personal 27, 7 dar deocamdată slujit și la nivelul acestei zone geografice. Eventual să ne spuneți puțin cum vedeți în România polii, zone de concentrare mai mare a creștinilor după Evanghelie? Unii sunt în Bogovina, mai mulți pentecostali. Acum creștinii după Evanghelie suntem, noi nu suntem foarte mulți, sunt, la momentul ăsta suntem în jur de 40 de mii în toată țara. Mai, concentrarea a fost mai mare în Moldova și în special aici în Botoșani, Suceava, Iași, Vaslui și Neamț, Bacău, deci în Iași acum, în momentul de față, în partea noastră când s-au făcut zonele, de exemplu, Pașcaniu, care este tot în județul Iași, s-a asociat cu neamțul, știți? Și atunci Pașcaniu, adunarea din Pașcani, creștin după Evanghelie, biserica creștin după Evanghelie din Pașcani și câteva biserici din câteva sate limitrofe de acolo, s-au dus acolo. Deci în jur de o mie și ceva de persoane, o mie persoane au plecat cu neamțul. În neamț erau mai puține adunări, știți? Noi suntem acum, partea noastră de județ, suntem în jur de 1900 de Creștini. Sunt în Iași, în județul Iași, sunt două, 20 de biserici, 5 biserici aici în, în, oraș și încă 15. Cele de la țară sunt între 20 de membri și 80-90 de membri unele. Majoritatea sunt așa, la 40-50, știți? Na. Filocalia, de exemplu, are în jur de 250 de membri. Nicolina este, care a fost biserica mamă, dacă îi putem spune așa, a fost biserica care acum au în jur de 600 de membri, cea mai mare biserică din din oraș. Din câte știm noi și umblăm, circulăm, întrebăm, mai este o, o zonă de concentrare că ținut pe Evanghelie, zona Târgoviște Prahova. Da, Dumbovița. acolo sunt creștini după Evanghelie și creștini după Scriptură, sau tudoriști, sau acum ei se, se numesc Biserica Evanghelică. Știți, ei și-au luat denumirea de Biserica Evanghelică, nu știu dacă e cea, scăzi două biserici evanghelice în, la culte recunoscute. Deci din cauza asta e o concentrare foarte mare și acolo. Dar Prahova e un județ cu, într-adevăr, cu mulți creștini după Evanghelie. De fapt, de acolo, foarte mulți au pornit de acolo, din, din județul Prahova, dintre primii care s-au bocăit. Din București, județul Prahova, ceva din Dolj, deși în, în Oltenia nu sunt chiar foarte mulți, dar Prahova și Dâmbovița au avut foarte mulți creștini după Evanghelie. Aveți așa au... o explicație, o înțelegere a unei migrații sau a unei Eu prefer... cred că au fost... geografice? Nu, cred că au fost primii care au intrat în contact cu misionarii care au venit, cu cei din Elveția. Știți cum e? În prima dată, misionarii care au venit, Bradbent și cu mai era un frate din Elveția, deci ei au, au, deschis o adunare în limba franceză. Și atunci nu s-au putut adresa decât oamenilor care vorbeau limba franceză în București. Mai târziu, după vreo 2 ani de zile, au deschis în limba română și cei din Prahova, care erau aproape de București, au intrat în contact prima dată cu, cu, cu adunările frățești, ca să le spunem așa și au deschis adunările creștine după Evanghelia. Apoi în Moldova au început în Moldova să, prin venirea celor cu, cu războiul, cu primul război mondial și au început să deschidă adunările din Moldova. Suceava, Botoșani, Iașun. Astea sunt cele mai mari concentrări și nu știu de ce, nu pot să spun de ce. De exemplu, în Ardeal nu sunt. E ceva pe la Timișoara, Lugoj, Sibiu are, Sibiu și Clujul are una maghiară și una română sunt atât. mai puține. Au fost mai mulți biserici pentecostale, foarte puternice, acolo, și baptiști au fost mai, mai puternici. De exemplu, în Iași, au fost mai, mai puțin reprezentați pentecostali Acum au luat vânt. Sunt mai mult, au mai multe adunări și ei. Dar la început, creștinii după Evanghelie erau mai mulți. și în județul Iași. Deci acum sunt cinci adunări. Ei... Sunt cinci adunări aici, în oraș. În oraș, dar la da. o mai întrebare de bază pe care o pun de 20 de ani. diferența între adunare și biserică? Îmi puteți răspunde, mă întreb ca teolog. Da, e Nicola doar de. de... Deci. Uh... Când spune, a spus tot timpul adunări, adunare și una pe de ce nu zice biserică? Ba da, uh... biserică, noi. Uh... <laughs> cum să spunem? Uh... <laughs> uh... Nu e diferență de biserică decât de înțelegere, dacă vrem să spunem așa, ca. Știți, oamenii când uh... spuneau, mă duc la biserică. Ei, în primul rând, se gândeau la clădire. De asta noi foloseam foarte... Noi mergem la adunare. Pentru că adunarea era întâlnirea fraților, părtășia fraților. Eu folosesc foarte des termenul de biserică, dar îmi place, acum, în ultima vreme, cel puțin, îmi place foarte mult. Adunare. Adunare. Adunarea Sfinților. Adunarea noi. A celor ieșiți în afară, știți? Adunarea da. celor ieșiți din... Nu, nu, cred că e. Noi nu avem o problemă cu denumirile. Adică, acum toți, chiar și la țară, frații folosesc care erau mai conservatori. Ne mergem la adunare și la asta folosesc termenul de biserică. Și... Mai de pune ultima întrebare. Am un așa preliminar. Sigur că și e cunoscut și astăzi am avut ocazie câteva ore să... Uh, e cunoscut și pentru un eveniment mai greu, mai dureros, mai puțin cunoscut de alții, legat uh, de pogromul împotriva evreilor. Cum, de ce aveți, fără să intrăm în amănunte, de ce, și nici în Iași nu se cunoaște foarte mult amănunte, deși este acolo, un, muzeu unic în toată țara, da, da. dar de ce subiectul acesta sensibil nu e cunoscut în rândul credincioșilor de diverse culori? Sau așa trebuie să știe mai mult? Sau de ce Dumnezeu a a pus un deget în Iași legat de oarecare restaurare a înțelegerii creștine evreu? Cred că Iași a fost unul din, unul din orașele care la un moment dat, în Iași, știți, erau mai mulți evrei decât mulți decât, decât români. Foarte mulți evrei. Înțelegeți? Și în rândul oamenilor, în rândul populației, erau anumită... Pentru că evreii erau de obicei medici, ei, a fost un anumit, cum să spunem noi, un sentiment de respingere. Ei foloseau și expresia aia urâtă de jidani și de asta nu, nu Dar cred că oamenii credincioși care au înțeles nu au, o problemă, nu au avut o problemă cu, cu evrei sau cu sau să aibă o, chesti, o, problemă de respingere sau nu, în adunările noastre, ca să spunem așa. Dar în rândul populației și special Biserica Ortodoxă este anti deci eu spun asta din... O antisemit, care, care sunt, sunt antisemit, sunt. Și propovăduiesc lucrurile ăștia și folosesc încă. Eu sunt foarte deranjat. Am o persoană mai apropiată și am spus în prezența mea să nu mai folosești termenul de jidan. Nu pot să... Este poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a promis, i-a dat binecuvântare. Lăsând la o parte oamenii care nu sunt pe linia cu, pe linia cu Dumnezeu. Așa sunt și în toate națiunile. Dumnezeu are o rămășiță, are o promisiune, are promisiuni de, de, împlinit încă pentru poporul lui. Și a spus la Avram că cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Și, și cine noi suntem să... noi să judecăm acestea? Și... aceste Da, cine, sunt, aceste exact, cine aceste. suntem noi. Dar sunt. Și, sunt și de neînțeles într-un fel, dar sunt și puțini, dar sunt și creștini evanghelici care au așa o respingere, știți? pentru popor din cauza că ei privesc la, pentru că vor gândesc în mod umanist, știți? Ce se întâmplă acolo cu palestinienii, cu uh, toate lucrurile din, ce se întâmplă la ei, știți? Știi? pentru că vorbesc umanistul, noi trebuie să privim din punct de vedere al Dumnezeu. Noi nu privim din punct de vedere ce se întâmplă. Ce sunt, uite de ce, ce, au făcut ei. Știți? E, e de spune, Ce spune Evanghelia? Dacă păi doamne. Vreau... înțeles, noi, noi e așa. Noi, un sensibil și în același timp eu. ați făcut asta cea importantă domnul Iesu, pe cine vine ați ce să ratăm noi o binecuvântare spirituală majoră care. și apoi noi suntem chemați să iubim pe toți în în 2 Petru se termină acolo lista aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră cunoscința, cunoștința fapta și spune la urmă iubirea de frați și iubirea de oameni, noi suntem chemați să iubim pe oameni indiferent. Poți și cu atât mai mult, deci nu iubim pe cei cu, care da, Dumnezeu. Cu, atât mai mult pe cei care sunt iubiți și cu promisiuni din partea lui Dumnezeu. Așa. Deci, și nu... pentru ei și pentru noi, da. E da. un subiect sensibil, încercăm și noi să facem ce se poate. Am așa, în final, am așa o întrebare pentru noi. Să știu că slujiți de mulți ani de zile, de copil, cum mi-a și spus. Da. De -mi lua, la creștin după Evanghelie și ce, și că ați avut și masă provocări. Și cum a spus, după botez, poate după anumite momente în viața, în provocările s-au intensificat. O Și nu o să scăpați de asta niciodată. Da. Cât nivelul este mai mare, poate sigur, sigur. o poziție este mai mare. E mai tare. E mai tare. Da. Ce, ce, motivație interioară aveți să slujiți în pe Domnul aici, într-o structură, chiar de conducere, la și după Evanghelie? Când frații mi-au propus să fiu prezbiter, deci în anul 2000, nici nu mă așteptam, nu m-am gândit niciodată. Eu am fost implicat de la început în construcția bisericii, în, în toate lucrurile care s-au întâmplat aici. De când am început, pot să spun, din groapă. Mulți nici nu știau unde e strada, unde se va construi biserica. Fratele meu a fost cel care a început și eu am fost alături de el. În anul 2000, când unii frați au am considerat că a fost o provocare dată de Dumnezeu ca să mă implic mai mult. Și am zis, dacă Dumnezeu m-a chemat prin frați, deci eu nu m-am așteptat, nu m-am gândit, nu am solicitat, ca să spun așa. Și frații au considerat că pot să intru aici, să merg mai departe. Aveam 40 de ani. Exact 40 de ani aveam atunci. Înseamnă că Dumnezeu vrea ceva de la mine. Eu am vrut să plec în America. De trei ore am depus actele. Un prieten de meu, care, care am depus-o odată, am trimis plicurile la cineva ca să ne le depună din America. El a primit și eu n-am primit. Și atunci am zis, e clar că Dumnezeu vrea ca să rămân aici. Și la nivelul meu și după posibilitățile mele, după harul pe care mi l-a dăruit Dumnezeu, Dumnezeu m-a chemat să slujesc. Și mi-a dat o provocare să fiu prezbiter. Apoi frații de la... Pe, în zonă m-au chemat și iar. Cineva s-a ridicat și a zis, eu vreau ca fratele să se ocupe de lucrul ăsta. Și am început să lucrez cu adunările de la țară. Eu am lucrez foarte mult cu adunările de la țară, din, din județ. Și, am, și, și așa Dumnezeu tot ne-a ne chemat la câte ceva și în Consiliul Național și în... Știți? Cine suntem noi dacă suntem chemați să spunem nu? Dacă putem să facem? Știți? Asta este întrebarea. Și apoi, în Filipeni, acolo la capitolul 1, spune că fie prin viața mea, fie prin moartea mea, eu ce fac? să fac? Să-i dau slavul Dumnezeu, spune Pavel. În trupul meu, toate lucrurile, nu țin minte, acum aveți să dau, am să-l citesc de -aia. Da? Suntem chemați Dumnezeu să dăruim tot ceea ce putem să facem. Pe toate planurile. Mă gândeam așa cum să pun o concluzie acestei discuții pe care am avut mai multe puncte diverse, și uh, mă gândeam așa că la slujire pe care ați primit-o, graduată, este însoțită și va fi însoțită în permanență și de provocări. Sigur. Uh, da. Pentru că uh, nu sunt scăpați de asta niciodată. Da. Și mă bucur că ați înțeles mare care este pe viața noastră și a rămas în locul potrivit și pe voia Domnului ca să într-o zonă. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ținut. De multe ori, când eu am avut, și vreau să închei cu asta, că e multă povestire despre mine, după ce am avut cancer, în 97 am făcut infart și în 2008 am fost operat pe cor deschis, patru bypassuri și Um, un medic de la medicina de familie, când mi-a văzut dosarul, așa medical, că eram angajat, s-a da. uh, înclinat. A zis, Domnule, Matar, ar trebui să fii mort. Și am zis, dacă Dumnezeu vrea să fiu eu, important este să fiu eu în partea cea mai, știți, în lucrurile importante. Și atunci, cine suntem noi să ne împotrivim? Când suntem chemați, suntem binecuvântați și purtați. Mulțumim pentru timpul acesta petrecut. Trebuie nu numai că nu sunteți morți, sunteți viu și îl susțineți pe Domnul cu o determinare atâta timp cât se mai poate și până când El va reveni. Și cum spuneam, dacă aveți așa un ultim gând cu care vreți să încheiați această emisiune? Am un gând pentru toți aceia care sunt în slujbă la modul în care să abordeze generația tânără. Să se lupte să se străduiască, să înțeleagă presiunea și atacurile care sunt împotriva lor și să nu se lepe de ușor de ei. Deci, tendința noastră este să spunem, nu vrea. O treaba lui, decizia lui? lui. Și soția mea mi-a zis cine ești tu să spui că tu ești chemat să mai tragi de el. Să nu-l leși. Mulțumim, această gând și această provocare pentru orice creștin. Pentru creică, orice și, creștin, și, în special pentru slujitori. Slujitor, știți slujitor, e important să-ți găsească să timp. Să noi îi mulțumim, să... Domnule, avem frați tineri care au înțeles și ce înseamnă mentorare și slujbă și pregătire și doresc și să implică. Noi de acum încet, încet, tot câte un pas, câte un pas, îi sprijinim și nu ne atrage, dar îi lăsăm pe ei să pe cât vă mai țină, domnul Putere, să pe mai da. departe, cu, bucurie, cu curaj și cu optimism, pentru că optimismul o caracterizează, văd eu asta și îmi dau seama de acest lucru. Au fost câteva gânduri, câteva provocări din partea fratelui Bogdan Chițescu, prezbiter în Biserica Filocalia, creștit pe Evanghelie din Iași. Dumnezeu să vă binecuvânteze!